În cursul săptămânii trecute, CJPC Hunedoara a efectuat un control tematic dispus de către ANPC, care a vizat întreaga rețea de unități Lidl care își desfășoară activitatea pe raza județului Hunedoara. În acest sens au fost verificate toate cele 8 supermarketuri care sunt active, constatându-se cu această ocazie o serie de deficiențe sancționate în final cu amenzi în valoare totală de 124.000 de lei. Pe lângă legume și fructe depreciate, au mai fost depistate? S-au constatat diferite aspecte privind ambalajele în care erau expuse produsele alimentare, ambalaje depreciate, ambalaje devidate, care nu prezentau siguranță și erau neconforme din punctul nostru de vedere. De asemenea, încercând să recântărim diferite produse alimentare expuse la vânzare, s-a constatat că cantitatea netă acestor produse era în defavoarea consumatorilor, fiind mai mică decât cea înscrisă pe eticheta de rap. Toate aceste deficiențe au fost sancționate ferm de către colegii noștri, aplicându-se în acest sens un număr de 19 sancțiuni contravîn valoare totală de 124.000 de lei. De asemenea, am aplicat și două avertizmente și s-a luat măsura emiterii unor decizii administrative de încetare a practicilor comerciale incorrecte identificate în teren. De asemenea, au fost stabilite și măsuri de oprire definitivă de la comercializare pentru cantitatea de 185 kg produse neconforme. Iar în cazul în care nu se vor respecta deciziile de încetare a practicilor comerciale incorrecte identificate, sancțiunile pot fi mult mai dure. Punct de vedere legislativ, atunci când un operator economic face o recepție cantitativă și calitativă a unui produs, el își asumă niște responsabilități în punerea lor pe piață. Sigur că culpa este comună și a ambalatorului sau producătorului, dar și a operatorului de vânzare, ca să spun așa, care nu poate să pună pe piață niște produse neconform. Ele trebuie să se asigure că acele, chiar prin sondaj, trebuie să se asigure că acele produse ambalate corespund și din punct de vedere al gramajului, al cantității nete. Avem mai multe modalități de sancționare. În cazul în care abaterea se repetă, avem sancțiuni coercitive, de la amenzi mult mai ridicate, până la chiar la luarea unei măsuri de oprire temporară a prestării serviciului sau chiar de închidere acelui magazin, care nu respectă legislația. Amenzi de peste 37.000 de lei și oprirea definitivă de la comercializarea unor produse alimentare au mai fost aplicate în urmă cu două săptămâni de inspectorii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Hunedoara în două magazine Kaufland din Deva și Petroșani.